Avem un incendiu la Valoarea Șoptului, la subsol, cu extindere către parter. Exercițiul a început la ora 10 fix, când la numărul de urgență a fost anunțat un incendiu în parcarea molului Buzoian. 7 minute a durat ca la fața locului să își facă apariția primele echipaje. Mai întâi au sosit ambulanțele, urmate la 2 minute de SMURD și mașinile de pompieri. Scenariul după care s-a desfășurat exercițiul a avut la bază un incendiu izbucnit în parcarea subterană și propagat cu rapiditate către parter și primele două etaje ale centrului comercial. Echipajele de urgență au intervenit pentru evacuarea persoanelor aflate în mol și au transportat victimele către ambulanțe. 15 răniți au fost duși către unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. Astăzi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a desfășurat un exercițiu amplu de cooperare cu toate forțele aflate în planul de intervenție la incendii la această firmă. De asemenea, cu toate forțele care cooperează pentru activarea planului roșu. Exercițiul face parte din planul anual al ISU pentru pregătirea personalului în vederea desfășurării activităților de intervenție în condiții dificile. Acțiunea a necesitat o mobilizare impresionantă de forțe. Am folosit aici un număr de 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, de asemenea un număr de 7 ambulanțe în cooperare cu serviciul de ambulanță județean, un echipaj de la Inspectoratul de Jandarmi, două echipaje de la Inspectoratul de Poliție. Toate aceste forțe au fost concentrate pentru gestionarea acestui eveniment. La finalul exercițiului au fost trase și concluzii despre modul în care s-a intervenit, chiar dacă a fost vorba doar despre o simulare. Comparând reperele și obiectivele pe care le avem pentru acest gen de intervenții, eu acord întregului personal care a participat un calificativ de foarte bine. Consider că suntem pregătiți pentru a desfășura acest tip de activități. Este nevoie, într-adevăr, de o foarte bună coordonare, deoarece numărul personalului este mare și posibilitățile evenimentului de a escalada sunt deosebite.